La 5 ani s-a apucat de not, iar la 17 s-a plictisit după atâtea performanțe și a vrut să încerce senzații tari. Așa a început povestea Antoanelei Manac, cea mai bună sportivă din țară la triatlon, sportul la care trebuie să fii bun la not, alergare și bicicletă. Am început să practic triatlonul printr-o provocare. Pe ușa bazinului de not era un afiș: hai cu noi la triatlon în mare. Și am zis, vreau și eu acolo, chiar dacă nu aveam absolut niciun echipament specific pentru acest sport. Anto, așa cum îi spun prietenii și colegii, recunoaște că și-a ales să practice unul dintre cele mai grele sporturi. Când m-am apucat de triatlon, nu imaginam cum o fată poate să iasă din apă și așa udă să se urce pe bicicletă și mai apoi să alerge. Atunci când nu este la antrenamente și la competiție, Antoanela operează. Sportiva a terminat facultatea de medicină, iar de 6 luni este medic rezident la Spitalul Colțea, unde și-a ales ca specialitate chirurgia vasculară. Eram și foarte atrasă de această meserie și de ce respect au alți oameni pentru meseria de medic. Și astfel am ales facultatea de medicină și în prezent lucrez, operez și mă antrenez. Sunt medic rezident pe chirurgie vasculară și în prezent specializarea a început cu chirurgie generală, deci practic toate operațiile care țin de zona abdominală și nu numai. Programul tinerei de 25 de ani este unul extrem de încărcat. Antrenamentele sunt dimineața, dacă îmi permite programul, înainte de a merge la spital, la orele de lucru. Și după ce termin programul de lucru, acolo sunt două antrenamente, ori este unul imediat după muncă, masa de prânz care trebuie să fie mult mai la prânz, dar nu este, și al doilea antrenament care este ori în sală, ori tot afară, după care un studiu scurt, puțin timp cu familia și a doua zi o luăm de la capăt. De curând tânăra a avut și o dezamăgire pe plan profesional, deși apărea pe lista de calificare la Jocurile Olimpice, s-a trezit în afara ei. Înainte să vină pandemia, eram la bătaie pentru poziția de New Flag, pentru Europa. Am sperat până la capăt și am știut că o să fiu acolo, că o să fiu pe listă, dar în ultima săptămână nu m-am așteptat ca Australia să mai califice a treia sportivă, pentru că normal orice țară are dreptul la 2 spoturi. Dar din cauza faptului că au intrat 3 sportive în top 30 mondial, au reușit să mai califice încă o sportivă și tot clasamentul s-a decalat.